suma de 10.975.000 de RON, care i-am împărțit la toate instituțiile care sunt în subordinea Consiliului Județean și fac parte din aceste centre speciale. Fiindcă unii aveau probleme cu fondul de salarii, doi, eventual cu alte cheltuieri de servicii. S-a acoperit toată suma, fac față până la sfârșitul anului sau mai este nevoie și de o altă... Cred că mai este nevoie și de o altă refinanțare a centrelor. Dar, oricum, e important că oamenii și-au salariile primite. Din cauza sistemului birocratic actual, extrem de stufos, dar și de alambicat, ministerele de resort nu asigură direct finanțarea instituțiilor din învățământul special, ci prin intermediul Consiliului Județean și al Inspectoratului Școlar Județean, instituții incluse în sistem pe post de casier, plătitor și observator. Pentru că nu are niciun control asupra acestor instituții, dar este tras la răspundere când ministerele uită să plătească salariile cadrelor didactice, Mircea Ioan Moloț va aplica o nouă metodă. Vedeți, cu centrul ăsta adică un cap cu 10 pălării. Și inspectoratul școlar, și Consiliul Județean, astăzi chiar m-am supărat, pot să spun așa, pe șleau românește, și am stabilit telefonic cu inspectoratul școlar, toate informațiile vin la Consiliul Județean, fiindcă la Consiliul Județean noi le dăm banii, prin noi, fiindcă așa au convenit onor guvernul să dea banii prin Consiliul Județean, deși nu știu de ce fac chestia asta, dar, mă rog, spunând că sunt în subordinea noastră, noi le asigurăm, dar eu nu am niciun control, nici la salariat, nici la cheltuieli. Și atunci am spus, mi se pare normal ca directorii să raporteze atât salariile, cât și cheltuielile Consiliului Județean. Solicitarea conducerii Consiliului Județean are scopul de a crea o bază de date reale în care să fie cuprinse cheltuielile de personal, cele de funcționare, pentru a putea fi prevenite viitoarele sincope în asigurarea plății salariilor și a facturilor curente.